Procurorul municipiului Chișinău, Ion Diacov, se retrage din activitate. Diacov a anunțat într-o conferință de presă că mandatul său de procuror șef al municipiului Chișinău expiră pe 3 decembrie 2015, pe care îl va duce la bun sfârșit, după care va renunța la activitatea în Procuratura Generală. Am să-mi cresc nepoți. Renunțați la funcția de procuror? Da, mă eliberez și plec din organe. Că ved că nu le trebuiesc eu nimănui. În cadrul aceleiași conferințe de presă, procurorul principal al municipiului Chișinău a vorbit și despre cazurile de rezonanță care au avut loc pe parcursul anului trecut, dar nu a ezitat să comenteze și declarațiile unor lideri politici referitoare la justiție. Astfel, Ion Diacov l-a acuzat pe liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, de minciună și a criticat dur inițiativele acestuia. Diacov a lăsat să se înțeleagă că Mihai Ghimpu își dorește control asupra Procuraturii Generale pentru a-și apăra anumite interese. Iată, dumnealui face declarații. Eu, ca procuror, nu pot stac. Nu-i treaba mea și nici nu am de gând să mă amestec. Eu, cum e acolo, trebuie să încheie acordul și ala, cine, cât funcții să lese, așa mai departe. Dumnealui face, pe de-o parte, declarații că nu vrea nicio funcție, păi dacă nu vrea nicio funcție, și nu te scălești acolo. Pe de altă parte, dăm procuror general, dăm bancă. Banca Națională, dacă noi ținem minte, șeful Băncii Naționale e recomandat de Partidul Liberal. Și noi știm unde se duce leu azi. Pe ce nu știți cursul leului? De ce dumnealui nu-și asumă răspundere? Activitatea lui vizează interesele mele ca procuror. Dumnealui spune că procurorul general trebuie să fie din Germania. Nu, el a spus din Germania sau nu știu de unde. Oameni buni. Nu, de ce dumnealui își permite să spui o minciună? În replică, liberalul Mihai Ghimpu a atenționat că cei care fac declarații trebuie să se gândească la ziua când vor fi nevoiți să răspundă pentru afirmațiile făcute public. Eu sunt liberal, fiecare are drept să vorbească, să spună, numai vreau să rog pe toți să nu uite că după ce spui trebuie să te gândești, trebuie să răspunzi. Adică orice vorbă spusă trebuie să duc la gândul că o să vină ziua când trebuie să răspuns. Și atât pot să vă spun. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Ion Diacov s-a referit și la dosarul Patria și consideră ilegală menținerea în arest a activiștilor Mihail Amerberg și Pavel Grigorciuc. Este cazul cu flăcăi ăștia care, cum se numesc, teroriști? Amerberg. Da, și compania. De ce judecătorii nu îndrăznesc? Eu, repet, nu le dau la plăcere cazurile astea, nu știu material, nu știu cazul, dar cunoaștem societatea. Deci și întreb, judecătorii nu îndrăznesc acolo să schimbe măsura de reprimare. Ion Diacov a fost numit în funcția de procuror al municipiului Chișinău în anul 2010.